Toți știam la un moment dat că acest lucru se va întâmpla. Despărțirea de astăzi nu este reală, pentru că toată viața de acum înainte, fiecare dintre noi va fi prezent cumva în sufletul, în sufletul celuilalt. Voi erați doar copii. Copiii care ați decis într-o mai mică sau mare măsură, singuri sau îndrumați de părinți, să urmeze liceul la Hoță. Un grup serios de adulți v-a luat în privire din prima zi de școală, cu gândul să vă formeze prin muncă, dăruire și pasiune și iată, astăzi vă conduc pe un nou drum. Nu orice, sau aș spune că orice sfârșit înseamnă un nou început. Deci pentru voi astăzi nu este un sfârșit, este un nou început. Ați muncit, ați fost conștiincioși, ați depășit toate obstacolele, școala vă recompensează acordându-vă statutul de promovat, absolvent de liceu, mai aveți un prag pentru a deveni și bacalaureați, unii dintre voi. Aș vrea să cred că noi, cadrele didactice, ne-am câștigat un loc meritat în inimile voastre și sper că ne vom reaminti cu plăcere unii de ceilalți cât mai mult timp. În numele meu și al tuturor cadrelor didactice, al liceului Plahuță și Enricei, vă doresc multă sănătate, noroc în viață și numai realizări.